Și bună dimineața, sotările de dulceața, seara am visat. De unde și până unde? E ca și se întâmplă în creierul unor oameni că se viseze chestii de genul ăsta. Parcă m-am dus în Anglia și am fost invitat la castelul regelui Charles și m-a invitat, m-a pus la masă, mi-a arătat ce remont și-a făcut la castel și parcă eram druși de o viață. Ce înseamnă când visezi pe rege, vă rog frumos? Sunt și original lui Ori. Serios? Nu știu că... Nu știu dacă am să fac față. Doamne ajută! Dar și v-ați fădiți? Nu puteți împărți piatra. Gata, băieții mâinii practic dau jos tot pentru că au terminat piatra de lipit, acum au șlefuit, urmează să-i dăie cu un fel de soluții. Și soluții dați? Nu, și asta dacă ceva, îți dă-i. N-am răbdare, îți dau și eu jos și să vadă casa cât e de frumoasă. Că... Pietrișica mea frumoasă. Uitați, nu-njuram. Și nu găsești, caut ca lumea. Și apropo, un lucru foarte important, când o să faceți casă cu Irion Company, să ceriți neapărat Gheorghe să fie pe șantier. Șef de șantier, pentru că el tot timpul stă cu telefonul la urechi. Cu cine grăiești? Carina. Cu Carina. El tot timpul notează ceva, face ceva și nu se ajunge. Era tot. Și e că asta se numește finisaj, pe la colțul, roade piatra și face altfel de formă. Și pe interior, băieții de la Euroinstant, deja, practic, au îmbrăcat toată casa, etajul 2, etajul 1, au rămas la cinema, au îmbrăcat cu chestiile astea și deja pun, nu știu cum se zic, chestiuțele astea. Le-a să vedem și jos, ci. Ia ca și jos deja, pregătesc. Uitați-vă aici, atât și tot Jesus. Deci, toată casa îmi place la nebunie. Dar numai geamul ăsta, pur și simplu, pentru mine este o capodoperă, scuzați-mă că mă laud pe mine și echipa de la Ion, dar pur și simplu arată senzațional. Uitați-vă, cu scara asta care să fie îmbrăcată, dar cu ce să fie îmbrăcată încă nu știm, ne mai gândim, cred că cu o grej. Așa, o lumină mai bună, bună dimineața, s-a trezit, o birbiri dulceața. O căldurușă de cafeluță cu mâna dreaptă, cum v-am învățat numai eu pe acest pământ. E amară și de data aceasta, Dumnezeule, pentru că zahăr nu, te slăghimte și senzualne. Așa, săptămâna aceasta mâncăm paste din bostănil. Eu sunt șoche, eu știu că paste s-a aluat și gălbănuș de ou. Nu, o tăiet bostănilul și îl face paste. Și ca invitații noștri, Anastasia câștigătoarea. Și câtăi, uitați-vă, dâns, frumos și talentați, dar și clipul scos și fumați voi. Noroc, dați ce credeți fiu. Ne vedem sâmbătă la ora 8. Hai și tu, trieși. Ia uitați-vă ce-o gătit astăzi Belei. Paste făcute din dovleac. Pur și simplu senzaționale. Și cum paharul de a priori wine? Pentru că nu ești drag. Simplu, gustos și sănătos. Maladie. Astăzi mâncăm. Ce mâncăm? Paste. Paste din bostănil. Din bostănil. Senzațional. Dacă vouă vă plac și mie să-mi plac. Doamne, și caif atunci când ieși din Dora și intri în tine. Fără machiaj, fără țâți, fără 13.000 de pei de galgoci, ca să nu se vadă părul. Mergem la lucru astăzi, nu știu, șoferul meu e cu romantic și cu muzica asta. Vrei să mă spânzuri azi în mașină? Pune ceva de ei, cat în cap. Pa. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
3, 2, 1. După ploaie, Nina l-a cules vișine. De fapt, și Dora și mama doar că la alți copăcei. Pentru compot. Gata, copăcelul meu eu l-am terminat. Și am venit la fete. Doamne ajută! Eu am venit să vă ajut! Da, ia uite, ia ce mai câte am cules. Aha! Mai devreme am cules vișine și acum mai e timpul compotului. Apropo, noi punem câteva frunzulițe de mentă. Și aici compotul nostru deja fierbe. Cine mai face așa compotul ca noi în vană? Are alt gust decât să pui apa fiartă la aragaz. Și dacă tot avem o graviduță în familie, deja îi facem toate poftele, are pofte de ciocolată, mă îmbăvinește bucuria. Dar eu am avut altă poftă. Kvasik! Iată așa, 2 litri de kvas și orezel. Și Titi. Și Lavinia. Eu am kvas! Nu, eu am vrut. Eu. Titiluț! După această ploiță frumoasă, ia uitați-vă cum arată Regina Nopții de lângă casa mea. Ador florile galbene. Aceste flori înfloresc seara, cam pe la ora 8:30-9, se deschid în fix într-un minut. Poți să vezi momentul când ele se deschid și când ele se închid. Confortul nostru e gata. Când vișinile se ridică sus și scrăpate, atunci compotul e gata. Și apropo, secretul ca să nu crape borcanele e că la fund puneți paie sau un prosop mai gros. Și bună ziua de la doamna doctor, doamna Galina, bună ziua. Vreau să vă zic că ne-a mai rămas încă, în afară de asta, încă de două ori spurtăm. După care ce facem mai departe? După care restaurăm. Restaurare, nu știu ce. Asi creștem, asi... Mi-i scurt, o, am să am un zâmbit, ia șoche. Scuzați, nu este chiar o procedură tare instagramabilă, dar efectul este destul de instagramabil. Dintele meu care era dus, da, să scoatem și așa, da? Da, deschidem gâruța mare. Dintele meu, dacă te-l vedeți, deja este mult, mult mai în față. Ăsta încă o leacă, a rămas încă de două ori, punem cafe și o să avem o altă tantură și o altă... Exact, deschidem gâruța mai mare. Da, arată foarte bine. Mușcă am strâns, nu, dar nu așa se mușcă, închidem. Lateral, pe măsele, iată așa. Aha. Acum, da, ideal. Așa, încă două seturi de cape mai am pentru a-i îndrepta, după care doamna Galina a spus că avem încă câteva cape pentru alinierea totală, pentru că sunt foarte multe spații între dinți peste tot ca să fac spațiile astea. După care a să-i închidă frumușel, a să pui linie dreaptă și un piculeț a să-i crește. Frumușel, mulțumesc! Încă un lucru foarte important. Pentru unele persoane, capele nu sunt atât de potrivite, pentru că problema este foarte mare, se pune bracket și mulți din voi, Emilian, dă un promocod ceva, este la doamna doctor. Vreau să vă zic, se pregătește o surpriză, dar până atunci informați-vă mai mult ce vreți să vă puneți. Este secret, dacă vreți cape sau bracket sau un pic mai târziu o să vă anunțăm, dar până atunci vreau să vă zic că sunt foarte mulțumit de aceste cape și deja sunt deprins, chiar dacă mă fâlfâi, mă bâlbâi, dar deja parcă e ceva normal. Prima săptămână cumva este un disconfort, după asta mierge cape roate. Dacă n-am să am un zâmbit, eu așa tână frumos și chipeș și cu o dantură de asta, numai fără gresii și faianță în gură, că e un natural bine, nu? Dezbatem și o cam. Nina, și cu tine? N-ai mai văzut și o călăi, Doamne firește! Mai las și-o la linia, se... au ce faci, au, tată, fa Nina, fa serios, tu ești modeală și mănânci popșoi și ești în halul ăsta, n-ai mai văzut popșoi. Frumos și calitativ,